Greva angajaților din ANAF nu a rămas fără reacții după ce președintele ANAF le-a cerut angajaților aflați în grevă să renunțe la protest. Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe a răspuns printr-un comunicat de presă și Ministerul Muncii a reacționat imediat și susține că salariile personalului de conducere din Finanțe sunt foarte mari. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul nostru, Claudiu Surmei. Claudiu, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! Sindicaliștii din Finanțe i-au răspuns astăzi președintelui ANAF printr-un comunicat de presă prin care îi atrag atenția că în data de 3 mai au purtat deja discuții pe tema legii salarizării și i-au spus atunci că o creștere a sporilor cu 15% nu ar fi suficientă pentru a elimina discrepanțele salariale dintre angajați. De asemenea, mai spun sindicaliștii că nu înțeleg de ce președintele ANAF a declarat că a depus la guvern o propunere de modificare a legii salarizării atâta timp cât legea salarizării nu se află la guvern, ci la Parlament. Totodată, Ministerul Muncii a emis astăzi un comunicat de presă în care spune că salariile celor din conducerea finanțelor ar fi prea mari și ne dau și exemple. Spre exemplu, potrivit datelor de la Ministerul de Muncii, un director din Ministerul de Finanțe are în prezent 14.000 de lei. Conform noii legi, va avea în jur de 12.500 de lei. Mai sunt în agențiile județene ANAF salarii cuprinse între 4.300 și 6.300 de lei, în timp ce la alte ministere salariile sunt și de 1.100 de lei. Tocmai aceasta ar fi menirea noii legi a salarizării, aceea de a elimina discrepanțele dintre salariile diferitor angajați din ministerele statului, care depun însă același volum de muncă. Rămâne să vedem cum vor decurge discuțiile dintre sindicaliști și Ministerele Muncii și al Finanțelor și dacă protestele vor continua. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere!